Este oficial, Italia a introdus obligativitatea certificatului COVID pentru toți angajații, fie din sectorul public sau privat. Peninsula devine astfel zona cu cele mai dure restricții din Europa. De când intră în vigoare noua măsură, știe corespondentul Prima TV în Italia, Dan Boanță. Bun găsit tuturor! Certificatele verzi vor deveni obligatorii aici în peninsulă, începând cu 15 octombrie, pentru toți angajații, atât din sectorul public cât și din cel privat. Ministrul Sănătății italian, Roberto Speranza, a spus astăzi în conferința de presă susținută la Palatul Chigi că această măsură este luată pentru a face locuri de muncă sigure, dar și pentru ca această campanie de vaccinare să fie mai puternică. Prin urmare, începând de luna viitoare și până la finele anului, toți angajații din Italia trebuie să dovedească faptul că sunt vaccinați, că au trecut prin boală sau că au un test negativ recent la virus. Doar pensionarii și cei neangajați vor fi excluși de la regula Green Pass-ului. Pentru orice angajat care nu va avea un Green Pass valid asupra sa, măsura atrage după sine suspendarea din funcție și neplata salariului, însă aceste persoane nu vor putea fi concediate. Cei care vor ignora noul decret și vor continua să meargă la muncă fără să aibă un pașaport sanitar riscă o amendă între 600 și 1500 de euro. Vă reamintesc că inițial acest pașaport a fost creat pentru a facilita călătoriile între statele Uniunii Europene, dar Italia, prin această măsură, devine o țară test la nivelul întregului continent european. În ultimele săptămâni au existat proteste împotriva constrângerilor în creștere pentru vaccinare, dar majoritatea partidelor politice italiene, precum și principala federație patronală, susțin această măsură a guvernului Draghi, invocând speranța că nu se va mai ajunge la măsuri de lockdown. Pe de altă parte, nimeni nu mai înțelege aceste măsuri, deoarece de curând Marea Britanie a anunțat că renunță la acest permis verde. Premierul Boris Johnson a anunțat că a abandonat ideea impunerii unui pașaport de vaccin pentru discoteci, cinematografe sau evenimente publice, deoarece o astfel de măsură este contrară spiritului britanic, catalogată ca fiind coercitivă și discriminatorie. Din Italia, pentru Prima TV, Dan Boanță.